Salut, sunt Mihalca și urmărești un episod din serialul meu de pe Instagram numit Humans. Astăzi o să spun câteva cuvinte despre leadership și în special despre leadership în sfera Instagramului. Am asistat zilele trecute la un story sau un live a unui influencer care deplângea faptul că, deși se stresează pentru comunitatea lui să facă poze drăguțe, să completeze fiecare fotografie cu un text motivațional sau cu un citat de la cineva mai cunoscut, în așa fel încât să facă ziua celor care o urmăresc, era vorba de o femeie mai frumoasă, din partea unora dintre urmăritori își lua foarte mult hate, poate era ridiculizată, luată peste picior, fotografiile nu luau like-uri, primeau un număr de like-uri în funcție de ce era prezentat în interiorul lor, deci dacă apărea femeia respectivă, numărul de like-uri creștea, dacă era o fotografie cu un peisaj sau cu orice altceva, numărul de like-uri era vădit mai mic. Și ea deplângea toate lucrurile astea prin prisma comportamentului urmăritorilor ei. Și mi-a venit în minte de atunci să fac o discuție despre leadership. În ziua de astăzi se discută mult despre leadership, există foarte mulți manageri, toate companiile mari sunt ierarhizate și sunt conduse de manageri și mulți dintre ei își doresc sau spun despre ei că sunt lideri pentru echipele lor. Realitatea este cu totul alta, lideri în momentul de față sunt mult mai puțini și nici președinții de state, nu știu, Donald Trump sau președintele Iohannis, nu sunt necesar și lideri. Da, sunt conducătorii statelor respective și în funcție de Constituția fiecărei țări au anumite prerogative, dar nu sunt neapărat și niște lideri ai popoarelor pe care le conduc. Dacă ar fi să fac o referință și să spun cine este pentru mine liderul mondial în leadership, acesta este Simon Sinek, care paradoxal este și foarte tânăr, cred că are undeva între 30 și 40 de ani, 30-35. Și omul ăsta este pasionat de leadership și îl înțelege într-un mod fantastic de bine. Și mai important decât atât, a reușit să revoluționeze toată, din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă leadership. Adică a luat toate informațiile, pentru că ultimele teorii ale leadership-ului sunt de prin anii 70, anii 60 chiar, și a luat toate aceste informații și le rescrie prin ochii societății contemporane, prin ce înseamnă companiile de astăzi și care sunt transformările prin care ar trebui să treacă. Dacă ar fi să dau și niște cărți care sunt foarte interesante, eu am citit una dintre ele, dar o să vă recomand trei. Leaders Eat Last, Simon Sinek, toate sunt de Simon Sinek. Start With Why, Întreabă-te de ce. Cartea asta cu siguranță există în limba română, pentru că am citit-o eu și o găsiți și la mine pe cont și în serialul meu Books de pe Instagram, găsiți recenzia ei, cred. Și ultima carte a lui Simon Sinek, nu cred că a apărut încă în România, se numește The Infinite Game. Și acum, să ne referim un pic la ce înseamnă leadership în era Instagramului și poate la sfârșit o să pot să spun niște trăsături de leadership în general. În momentul în care îți asumi rolul de a fi influencer, e clar că tu asta îți dorești, să fii un lider pentru comunitatea pe care o ai tu, astfel încât ei să te urmeze. Nu o să poți să monetizezi ce ai acolo, chiar dacă vrei sau nu știu, dacă nu vrei, dar clar îți dorești o comunitate care să fie activă și care să te urmărească în sensul să asculte ce spui, dar care să și meargă în direcția pe care tu o indici. E, în momentul în care iei această decizie, tu trebuie să-ți asumi din start că pe măsură ce vei avea succes, vei aduna după tine sau în spatele tău nu doar oameni care cred despre tine că ești grozav, ci vei aduna și oameni care cred despre tine că ești un om fără prea multă valoare, un profitor, un demagog,
Așa, o lepră, printre altele. Vor fi oameni care te vor urmări doar ca să te contrazică, te vor urmări doar ca să te prindă când greșești, când ai scris un cuvânt greșit, când ai pronunțat un cuvânt greșit, când ai emis o idee greșită, și ei sunt acolo doar ca să-ți întoarcă acest lucru și eventual să-l propage prin tot internetul și să arate lumii că ești un impostor. Toată chestia asta este asumată sau ar trebui să fie asumată în momentul în care îți dorești să fii un influencer pe Instagram. Mai mult decât atât, dacă vrei să faci carieră și dacă vrei să rămâi întreg, sănătos în zona dintre cele două tâmple, atunci ar trebui să faci o diferențiere între comunitatea ta și tine. În calitate de lider, rolul tău este să mergi în față, să ții pasul și nu te uiți în spate. Sau dacă te uiți, te uiți așa doar de drag ca să-i mai vezi câte un pic, dar nu mergi în funcție de cei din spate. Tu nu setezi ritmul în care avansezi în viață în funcție de cei care te urmăresc. Tu setezi ritmul tău propriu. Ai să observi că este una din regulile liderului pe care o să le enunț mai târziu. Cei care sunt în spate și sunt urmăritorii tăi vin după tine dacă vor, dacă pot să țină ritmul cu tine, dacă pot să înțeleagă ceea ce tu emiți. Da? Deci asta este un lucru foarte important pentru ceea ce înseamnă influencing pe Instagram sau pe celelalte rețele de socializare. Tu bați gongul, tu stabilești pasul, tu mergi înainte. Cine rezistă, rezistă. Cine nu, sănătate. Unii se vor pierde pe drum, garantat. Mă uit, de exemplu, la contul meu. Contul meu avansează în valuri, adică cresc, am anumite perioade scurte în care cresc foarte mult, iar după aia, în fiecare zi, numărul followerilor mei scade, până când, la un moment dat, fac ceva spectaculos, n-aș ști să zic ce, și dintr-o dată, bum, mai vine un val, și după care scade. Ei se cer, nu e ceva care să mă deranjeze. Este un proces normal, au fost curioși să vadă cine sunt, după câteva zile în care au văzut 2-3 postări și au dat seama că eu nu sunt persoana pe care ei își doresc să o urmărească. Este perfect în regulă să fie așa. Bun, asta ar trebui să rezolve ce am explicat până acum, să le ajute pe domnișoarele influențere din Instagram-ul de astăzi sau din online-ul de astăzi, care se macină foarte mult atunci când primesc comentarii urâte, atunci când au hateri care, nu știu, le înjură și le ceartă, atunci când nu fac destule like-uri, când asta ar trebui să fie, ăsta ar trebui să fie comportamentul, să meargă înainte și să nu privească în urmă. Și acum, hai să vedem dacă putem să aflăm niște caracteristici de lider și leadership general valabile, care ar trebui aplicate nu doar de cei care fac Instagram la nivel de influencing, ci și de managerii care stă în funcție de conducere. Prima regulă pe care eu o iubesc extraordinar de mult pentru că o practic la maxim, și anume încalcă regulile. Personal, în tot ce înseamnă Instagram, nu am niciuna din regulile pe care conferințele de Instagram le propagă. Nu postez la anumite ore, nu postez în anumite zile, nu stau să studiez hashtag-urile pe care le pun, pun hashtag-uri care mi se par că se potrivesc. În principiu, o să vă fac o confidență. Eu îmi doresc foarte mult să merg la să fiu invitat la o conferință, să ajung atât de sus ca influencer, încât să fiu invitat la o conferință despre Instagram și influencing și să fiu așa mai pe la urmă, probabil că na, eu fiind începător, să mă pun, da, poate la început sau poate la final când lumea a plecat deja acasă. Și să zic că asta e replica cu care o să intru pe scenă, să zic. Tot ce v-au explicat colegii mei de dinainte, fuck that. Puteți să vă pișați pe regulile respective. Trebuie să le încălcăm pe toate. Deci prima regulă a unui leadership este încalcă regula. Am definit-o prin intermediul aceleași cuvânt, nu e chiar foarte smart, dar poți să fii lider și fără să fii smart în fiecare moment. Trebuie să fii smart în momentele cheie. Încalcă regulile, trebuie să te adaptezi situațiilor, trebuie să ai viziune și dacă simțul tău îți cere să încalci regulile, trebuie să faci chestia asta. Pentru cei care fac Instagramming, conținutul bate orice. Adică, da, poți să fii un player care se joace după regulile Instagramului, să citești algoritmul, să faci tot fel. Dar dacă ai conținut mișto, ești peste algoritm, cu siguranță. A doua regulă a unui lider. Ai răbdare.
Asta este foarte valabilă pentru oamenii care sunt tineri și vin din generația millennial sau generația Y. Sunt oameni care au fost crescuți sub egida poți să ai totul, ai dreptul la orice, nu ai nicio limită și așa mai departe. Foarte mulți oameni, în special cei tineri, nu au răbdare. Dacă vrei să fii lider, trebuie să ai răbdare, nu doar cu tine, dar trebuie să ai răbdare cu cei din echipa ta, pentru că nu toți sunt la fel de inteligenți ca tine, nu toți au determinarea pe care o ai tu, nu toți au timpul pe care l-ai tu de investit și așa mai departe. Și atunci răbdarea este o componentă cheie pentru ce înseamnă integrarea echipei. Dacă ne referim acum la influencer, pentru cei care își doresc să devină influencer, da, trebuie să ai răbdare. Eu mă îndoiesc că foarte mulți dintre cei care au ajuns la conturi de sute de mii, de milioane de utilizatori au făcut asta peste noapte. Cred că au crescut de la an la an și au construit comunități, au dialogat, au investit în comunitatea lor și aici nu mă refer la bani, ci mă refer la timp și la efort și la pasiunea cu care și-au făcut treaba, fotografiile, videourile, ce au făcut ei. A treia caracteristică, care este iarăși una fundamentală a unui lider, asumă-ți responsabilitatea. Eu am niște cadruri pe care le postez pe Instagram și unul dintre ele spune că un lider își asumă răspunderea chiar și atunci când răspunderea echipei, chiar și atunci când nu este vina lui. Da, dacă ești conducătorul unei echipe și echipa a greșit, cel care iese în față în discuțiile cu managementul, în discuțiile cu clienții, în discuțiile cu persoanele văduvite sau afectate sau cu companiile afectate, este liderul. Liderul iese și spune da, am greșit, nu am fost atent sau a fost pur și simplu o scăpare sau nu am știut, își asumă exact ceea ce s-a întâmplat și vine cu soluții ca să repare lucrurile și acolo soluția probabil că va necesita și foarte mult timp, determinare și el e dispus să facă chestia asta în contul echipei și cu ajutorul echipei. Iar un lider, nu știu dacă atunci când apare o problemă este pasionat de a sancționa pe cel care a greșit, cât este pasionat de a livra clientului sau celelalte părți contravaloarea care era așteptată. Și apoi ulterior va vedea ce acțiuni se impun pentru a nu se mai repeta incidentul. A patra direcție a unui lider este autodepășirea. Diferența dintre un manager și un lider este că managerul va dori ca departamentul lui să aibă rezultate mai bune decât alt departament sau decât un departament similar de la o altă companie. El este în directă competiție cu ceilalți. Rolul lui este să-i calce pe capete pe ceilalți și să fie peste ei pe rezultate de vânzări, depinde cum se face clasificarea. Un lider este pasionat de ceea ce se întâmplă în echipa lui și de cum el poate fi mai bun și mai important de cum îi poate ridica pe toți ceilalți. Dacă ne referim la influencing, rolul unui influencer este să îi ridice pe cei din comunitatea lor. Atenție, când ești o persoană elevată, este foarte important să nu cobori la nivelul celor de jos. Ai să întâlnești oameni simpli. Rolul tău este ca lider este să întinzi mâna și să-l ridici pe celălalt sus. Asta trebuie să fie gândirea, mindset-ul pe care trebuie să-l ai. Mereu trebuie să faci chestia asta. E ușor să cobori la nivelul respectiv, dar e mult mai greu să-l aduci pe omul respectiv la nivelul tău sau cât se poate de nivelul tău. Asta este ceea ce trebuie să facă un influencer pe Instagram. Să-i ridice pe cei din comunitatea lui în fiecare zi, să-i construiască în așa fel încât ei să fie mai încrezători, mai competenți, mai bucuroși, mai veseli, mai fericiți, mai încrezători în viitor și așa mai departe. Iar rolul unui lider este, am spus, să se autodepășească. Cine a spus o chestie? Ia să vedem cine a spus. Da, Peterson. Peterson și cum îl mai cheamă, îmi scapă acum, cel care a scris 12 reguli de viață, Jordan Peterson. Spune, nu te compara cu ceilalți, compară-te cu tine cel de acum 6 luni sau un an. Asta este ceea ce trebuie să facă și un lider, pentru că, după cum am spus, el este în competiție doar cu el însuși. O altă caracteristică a unui lider,
Asta trebuie să recunosc că mie nu mi iese chiar atât de bine, pentru că, după cum vedeți, vorbesc destul de mult. Un lider vorbește ultimul. Atunci când are o, să spunem, o întâlnire, liderul îi ascultă pe toți ceilalți și când îi ascultă, ah, nu mai am telefonul că filmez cu el, dar el nu stă pe telefon când ceilalți vorbesc și la sfârșit spune și el ceva. Nu, un lider îi ascultă efectiv pe toți ceilalți, îi lasă să vadă care sunt ideile, iar el este ultimul care se pronunță. Explicația pentru care procedează așa un lider, chiar dacă el are foarte conturată ideea din punctul 1, spre deosebire de un manager care zice stop, vă zic eu care e treaba, tu faci aia, tu faci aia, hai, marș la muncă, este că un lider vrea să-i asculte pe toți ceilalți, vrea să le dea șansa să vorbească, vrea să le dea șansa de a fi ascultați și pentru că i-a ascultat pe toți ceilalți, este foarte posibil ca ideea cu care el s-a așezat la masa de discuție să se schimbe prin intermediul insight-urilor pe care le-a primit de la cei cu care a stat de vorbă. Cum ar trebui să se întâmple asta la un influencer pe Instagram? Cred că ar trebui să fie rezervat în privința subiectelor, să-i lase pe cei din comunitate să se exprime și la final să-și emită opiniile lui. De obicei, în Instagram se întâmplă exact invers. Eu postez chestia asta despre leadership și voi o să-mi dați feedback, dar eu o să revin pe video-ul meu și o să comentez acolo unde am primit mesaje de la voi. Deci aici lucrurile sunt un pic diferite între un lider care este într-o companie și un lider care e pe Instagram. Ultimul și cel mai greu dintre criteriile unui lider sunt mult mai multe. Eu am speculat doar o parte dintre ele. Ultimul, foarte greu de realizat. O pasiune foarte mare de-a mea și întreg contul meu se bazează pe așa ceva și regula spune următorul. Fii autentic. O caracteristică a unui lider este că el reușește prin exercițiu să fie autentic. Atunci când este happy cu toată echipa. Atunci când este supărat, comunică că este supărat. Nu poartă masca managementului în momentul în care discută cu echipa lui sau când face o vizită către top managementul versus echipă. Cum s-ar traduce regula asta în Instagram? Păi s-ar traduce prin cât mai puține fotografii care să fie misleading, înșelătoare, prin cât mai puține videouri și conținut care să arate că tu trăiești o viață extraordinară, trăiești, ești binecuvântată de divinitate, ai parte de cele mai mișto mic dejunuri și variate din lume, trăiești numai în hoteluri care au propriu infinity pool, călătoriile cu balonul și și călătoriile private cu elicoptere și avioane sunt ceva, e un fel de autobuzul 601 din regie pentru tine. Toate chestii, când în realitate tu înfunzi perna de plâns în fiecare noapte, ba pentru că nu ai pe nimeni, ba pentru că ești într-o relație toxică și nu ai cum să spui, pentru că firește, tu demonstrezi zilnic că ești mega happy, ba că te-a părăsit iubitul, bacă, iei parte la diverse abuzuri. Da, Instagramul trece printr-o etapă în care avem tendința de a afișa și a scoate în evidență partea cea mai bună. Eu sunt unul dintre oamenii care promovează autenticitatea și cred că ar trebui să fim cât se poate de autentici. Nimeni nu reușește să fie 100% autentic, bănuiesc că ego-ul le joacă feste tuturor, e valabil și pentru mine. Dacă te uiți, am fotografii cu mine care sunt editate, am fotografii care nu sunt editate, fotografiile cu clădiri pe care le postez sunt editate pentru că așa îmi fac eu albumul și le postez pentru mine și îmi place, dar sunt autentic sau foarte autentic atunci când scot pe gură cuvinte. În toate filmele astea, în toate story-urile pe care le fac, nu menajez și nu încerc să vând ceva ce nu sunt. Dar chiar și așa există o diferență între mine ca om și influencerul Marius Mihalca de pe Instagram. Eu cred că sunt undeva pe la 80% din ceea ce sunt pe Instagram. 20% este și la mine un show-off, o combinație de show-off, de
dorință de a da bine, de a impresiona, de a, nu știu, de a fi plăcut de ceilalți, de a fi admirat, chestii din astea din care ego-ul meu se hrănește. Bun. Acestea fiind spuse, dacă vă întrebați cu ce m-am jucat în acest clip, este o biluță de plastilină pe care o am la birou și este perfectă pentru că un lider poate să facă o sferă în timp ce lucrează. Acesta am fost eu într-un episod din Humans. Mihalca sau Marius Mihalca e numele meu, sunt cunoscut mai mult după numele de familie Mihalca. Vă mulțumesc că mă urmăriți, să ne auzim cu bine!